Situație îngrijorătoare în Mehedinți. În ultima perioadă s-au raportat mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus decât în perioada stării de urgență. Zilnic sunt confirmate noi cazuri, astfel încât în acest moment avem un total de 283 de persoane infectate. Doar astăzi au fost raportate încă 13 cazuri noi de îmbolnăvire. 13 mehedințeni au fost confirmați pozitiv în ceea ce privește infectarea cu coronavirus în urma testelor efectuate de Direcția de Sănătate. Aceștia sunt fie contacți ai unor persoane infectate, fie pur și simplu persoane care au prezentat simptome specifice de infectare. În județul Mehedinți, situația epidemiologică este următoarea: 283 cazuri confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 13 cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2. Dintre cele 283 de persoane, 173 persoane au fost externate, 9 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 79 persoane se află internate în acest moment și 22 persoane sunt decedate. Precizăm că de la începutul epidemiei 53 de persoane din domeniul medico-sanitar au fost confirmate COVID-19 în județul nostru, dintre acestea 36 cadre medicale și 17 persoane parte din personalul auxiliar. Cât privește focarul de coronavirus din orașul Strehaia, în acest moment 22 de persoane au fost confirmate cu SARS-CoV-2, iar mai multe probe sunt încă în lucru. După cum știți, în ultima perioadă ne-am confruntat cu un focar într-o localitate din județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore s-a mai confirmat o persoană cu link epidemiologic din focar. Până în prezent s-au înregistrat 22 cazuri. Dintre acestea, 20 de cazuri sunt internate și 2 cazuri sunt la domiciliu asimptomatice. În Mehedinți, de la izbucnirea epidemiei și până în prezent, au fost efectuate 6.000 de teste.